Deci ar fi trebuit să fie o zi frumoasă, o zi prin care doamna director, omul de cultură, omul care a marcat istoria culturală a Constanței, va rămâne totdeauna în sufletul nostru, va fi cel mai mare gol în lumea oamenilor de artă, în lumea istoriei artei constanțene și nu numai a Constanței, și a României. Până în ultima clipă a avut o forță de muncă de nedescris, o atitudine mereu pozitivă, o pasiune incredibilă pentru activitatea pe care o desfășura. Viața întreagă și-a sacrificat-o pentru binele semenilor săi. Doina Păuleanu a luptat mereu pentru păstrarea patrimoniului cultural și a identității naționale. Reușesc să acopăr multe domenii. Memoria mea este una vașnică, memorie vizuală în primul rând, dar nu numai, și am o energie debordantă, care mă ajută să fac tot ceea ce îmi propun. De 30 de ani, la cârma Muzeului de Artă Constanțean, Doina Păuleanu a reușit să adune la oaltă în sălile muzeului opere semnate de artiști consacrați. Grație ei, instituția pe care a condus-o a devenit vie, plină de armonie și de voie bună, așa cum era și cea care îl avea sub ocrotire. Baza gândurilor și a tuturor construcțiilor mele este Muzeul de Artă din Constanța, pe care n-am putut să-l părăsesc niciodată, chiar și atunci când am fost consilier șef la Inspectoratul pentru Cultură. El este echilibru, el este pasiunea, el este locul în care am nevoie să revin întotdeauna. Muzeul este viața mea și sigur că mi-ar fi foarte greu să mă despart de cel mai important segment al vieții mele. Expresia arhicunoscută a lui Octavian Paler, România este patria mea, restul sunt doar țări, a devenit la emotiv și Doinei Păuleanu. Nu pot să trăiesc în altă țară, n-am avut niciodată dorința de a părăsi țara mai mult decât durata unui voiaj. Îmi lipsește țara, îmi lipsește lumina, îmi lipsesc locurile, îmi lipsește familia, îmi lipsesc prietenii și mai ales îmi lipsește muzeul. Născută parcă în zodia artelor plastice, Doina Păuleanu ne-a lăsat o moștenire durabilă pentru următoarele generații. A publicat numeroase cărți, volume de artă, lucrări de istorie a artei, de management cultural și antropologie urbană. Pentru toate aceste realizări a fost recompensată cu numeroase premii, precum cel oferit de Academia Română George Oprescu, premiul pentru patrimoniul cultural național. A fost medaliată cu Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer de autoritățile din Franța. La începutul anului 2019 a fost numită cetățean de onoare al județului Constanța. Doina Păuleanu s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani în urma unui stop cardiorespirator provocat de infecția cu COVID-19. Va fi mormântată în Brașov, orașul în care s-a născut și a petrecut 18 ani din viață. Ne exprimăm profundul regret din partea membrilor filialei Dobrogea a Ordinului Arhitecților din România. S-a dedicat viața și activitatea artei și culturii dobrogene și românești și că avea încă atât de multă să facă și atât de multe proiecte pe care și le dorea să le îndeplinească. Drum lin printre stele, Doina Păuleanu.